Zilele acestea a fost aglomerație mare la finanțe, pe de o parte pentru că se apropia termenul limită de depunere a declarațiilor, pe de altă parte ca urmare a zilelor libere de la începutul săptămânii. În acest context a fost aprobată o ordonanță de prelungire a termenului de depunere a declarațiilor. Creanțele se pot declara și achita până la data de 27 ianuarie 2017, venindu-se astfel în sprijinul contribuabililor pentru a nu depăși și termenele de declarare și plata obligațiilor fiscale. Elena Lenghel precizează că și mâine la finanțe se vor putea depune declarațiile fiscale până la ora 16:30. Vârful a fost înregistrat ieri, când lumea a fost nemulțumită datorită cozilor care s-au format la ghișee. Foarte multe firme de contabilitate sau contabili autorizați vin cu zeci de formulare pe care le depun la ghișeu în loc să utilizeze semnătura digitală. Timpul de așteptare la unul dintre cele două ghișee puse la dispoziția contribuabililor pentru preluarea declarațiilor a fost în unele cazuri de peste o oră.